că ieri, după masă, am avut o videoconferință cu colegii noștri din familiile politice europene. Repet, nu instituții, nu Parlamentul European, nu comisii, dar din cadrul PES-ului, din cadrul ALDE-ului și din cadrul PPE-ului, unde am avut o discuție și un schimb de păreri referitor la situația din țară. Foarte pe scurt, o să menționez mesajele de bază care ne-au fost prezentate. Întâi de toate, că este o ultimă șansă pentru Republica Moldova, acum, prin evitarea de alegeri anticipate, prin formarea unui guvern profesionist, prin munca noastră în implementarea acordului de asociere. Mesajul 2. Colegii ne-au spus, foarte franc și deschis, negocierile trebuie să aibă loc, discuțiile, dialogul politic trebuie să aibă loc, fiindcă dă dovadă de maturitate și responsabilitate politică. Mofturi, rânze, orgolii, frustrări, conform standardelor normale în politică civilizată, nu trebuie să aibă loc. 3 la mână. Acest dialog și aceste discuții trebuie să fie purtate fără niciun fel de condiții sau precondiții. Și al patrulea mesaj care ne-a fost pus direct a fost următorul, că mingea în situația actuală este pe terenul PLDM-ului. Colegii care au participat în aceste discuții nu o să mă lasă să mint. Și încă o idee a mai sunat, că se formează impresia că cei de la PLDM, nu toți, o parte, sunt viziuni diferite, și au format deja strategia să aducă țara la alegeri anticipate parlamentare.